Bună ziua! Vă salută, Tatiana! Astăzi vom trece la lecția numărul 2 pentru doamnele începătoare. După cum știți, ieri am lucrat această rozetă, v-am explicat și modul în care putem să le unim între ele. Pornind de la acest model de bază, astăzi vom realiza un pătrat. Și eu aici am executat acestea, pentru că astăzi dimineață, azi noapte, de fapt, am făcut un tutorial, însă nu am reușit să-l încarc, pentru că mi-a căzut internetul și am pierdut întreg materialul. De aceea voi relua din nou și voi face un nou tutorial, așa cum am promis, pentru dumneavoastră, doamnele începătoare. Voi folosi același tip de fir de bumbac, folosit și ieri. Voi folosi același croșet cu numărul 1,05 mm, vom avea nevoie de foarfece și apoi cine nu poate ascunde capătul de fir cu croșetul va avea nevoie de un ac. Deci vom trece la lecția numărul 2 și vom începe cu rozeta. Așa cum știți, cine a urmărit tutorialul de ieri, se lucrează foarte ușor. Voi începe, voi lucra mult mai repede până când voi ajunge în punctul principal. Am lucrat în cercul magic 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, un ochi de lanț de separare, după care voi intra în interiorul cercului magic și voi lucra 12 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, deci pentru un total de 12 piciorușe duble noi vom lucra, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni și vom continua. Am lucrat cele 12 piciorușe duble cu un ochi de lanț de separare între ele, strângem bine cercul magic și vom închide acest rând în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Apoi, cu fir alunecat, ne vom deplasa în spațiul format din ochiul de lanț și vom lucra 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, urmat de alte 2 ochiuri de lanț de separare. În corespondența fiecărui spațiu vom lucra un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare și vom continua cu picioruș dublu până când vom ajunge la sfârșitul rândului. Deci un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț de separare și repetăm. Am ajuns la capătul rândului, am făcut și cele 2 ochiuri de lanț de separare. Vom închide acest rând în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț de la începutul rândului cu fir alunecat și apoi cu fir alunecat vom intra în corespondența spațiului format din cele 2 ochiuri de lanț și vom lucra 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, apoi cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, practic repetăm până la un anumit punct, rozeta. Am făcut un ochi de lanț de separare, voi intra în următorul spațiu, voi lucra din nou 3 piciorușe duble, 2 și cel de-al treilea, ochiul de lanț de separare și vom continua astfel, creând aceste grupuri de câte 3 piciorușe duble. Noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând, am făcut ochiul de lanț de separare, vom închide în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș cu fir alunecat, apoi vom face un ochi de lanț care va ține locul unui picioruș scurt, după care vom continua cu 3 ochiuri de lanț, iar în cel de-al treilea picioruș dublu din primul grup vom face un picioruș scurt. După care imediat sărim la următorul grup de piciorușe duble și vom face un picioruș scurt în primul picioruș dublu.
trei ochiuri de lanț, iar în cel de-al treilea picioruș dublu din acest grup voi face din nou un picioruș scurt. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Iar noi ne vom reîntâlni. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi închide în primul ochi de lanț, de la începutul acestui rând, cu fir alunecat. Acum urmează partea cea mai importantă. Cu fir alunecat vom intra în spațiul format din cele trei ochiuri de lanț și vom lucra pentru început 1, 2, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și vom continua formând acel grup de 6 piciorușe duble. Avem 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea picioruș dublu. Vom face un picioruș scurt în spațiul format între ochiurile de lanț, după care luăm firul pe croșet și ne deplasăm în următorul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț și lucrăm un picioruș dublu, cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș dublu. În acest moment vom face un număr de 7 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voi lua firul pe croșet și în interiorul aceluiași spațiu voi face următoarele 3 piciorușe duble pentru a completa această parte. Deci cel de-al treilea picioruș dublu. Și voi face un picioruș scurt, așa cum am învățat și ieri, în spațiul dintre ochiurile de lanț. Acum, pentru următoarele două grupuri, noi vom lucra câte 6 piciorușe duble cu ochiul de cu piciorușul scurt între ele. Deci aceasta știm deja, vom lucra singure. Am deja aici 4. Dacă stau un pic cu dumneavoastră să facem acest rând, 5, cel de-al șaselea. Voi închide cu piciorul scurt în spațiu următoarele 6 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voi face piciorușul scurt, după care în următorul spațiu de trei ochiuri de lanț vom lucra un picioruș dublu, cel de-al doilea, cel de-al treilea picioruș dublu. Din nou, 7 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, firul pe croșet, vom intra în corespondența aceluiași spațiu și vom continua cu celelalte 3 piciorușe duble pentru a completa și acest segment.
piciorușul scurt, spațiul liber dintre ochiurile de lanț, după care vom face două grupe de câte șase piciorușe duble cu piciorușul scurt între ele. Iar noi ne vom întâlni după ce vom lucra aceste șase piciorușe duble. Deci v-am arătat această parte, modul în care trebuie să lucrăm și ne vom întâlni. Am lucrat cele două grupuri de câte șase piciorușe duble cu un picioruș scurt între ele. Am făcut piciorușul scurt. Acum voi intra din nou în corespondența următorului ochi de lanț și celor trei ochiuri de lanț și voi lucra 3 piciorușe duble, 2, cel de-al treilea, apoi din nou 7 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, firul pe croșet, vom intra din nou în același spațiu și vom completa cu celelalte 3 piciorușe duble. 1, 2, cel de-al treilea, piciorușul scurt, după care, din nou, în corespondența următoarelor două spații format din cele trei ochiuri de lanț, vom lucra câte șase piciorușe duble cu piciorușul scurt între ele. Lucrăm singure. Am ajuns din nou în punctul cheie. Aici am făcut deja piciorușul scurt. Voi intra în spațiul format din cele trei ochiuri de lanț și voi lucra din nou trei piciorușe duble. 2, cel de-al treilea, din nou 7 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, 7, firul pe croșet, vom intra în interiorul aceluiași spațiu și vom face următoarele 3 piciorușe duble pentru a completa. Cel de-al treilea, piciorușul scurt, după care ne vom deplasa în ultimul spațiu și vom lucra cele șase piciorușe duble, 1, 2, vom face pe mijloc piciorușul scurt. Și vom închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. În acest moment veți vedea imediat, voi scurta firul, voi închide lucrarea. În acest moment am obținut acest pătrățel, ceva asemănător cu pătratul bunicii. Am făcut aceste urechiușe, să le numim așa, pentru că ele ne vor fi de ajutor în momentul în care vom îmbina între ele pătrățelele pe care le lucrăm. Eu voi lucra singură o rozetă până când vom ajunge la punctul important. Așa cum vă spuneam, am lucrat o nouă rozetă până am ajuns la punctul, la rândul, de fapt, cel mai important. După
După ce am închis rândul în care am format aceste spații, din câte trei ochiuri de lanț, voi intra în interiorul primului spațiu, voi face trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, voi continua cu alte cinci piciorușe duble, deci totalul de șase. Cel de-al șaselea picioruș vom face un picioruș scurt aici între spații. Dacă vă aduceți aminte, am sărit de la o grupă de trei piciorușe duble, imediat am sărit la cealaltă. Aici ne-a rămas spațiul în care vom face piciorușul scurt. Firul pe croșet, ne îndreptăm către următorul spațiu și lucrăm 1, 2 și cel de-al treilea, picioruș dublu. În acest moment vom începe să unim între ele pătratele obținute. Voi face 1, 2, 3 și cel de-al patrulea ochi de lanț. Voi trage un pic firul, voi lua primul pătrat pe care l-am executat și voi intra în corespondența piciorușului cu numărul 4. Deci avem 1, 2, 3. Voi intra în ochiul de lanț, de fapt, scuzați, cu numărul 4. Voi extrage firul, voi continua ca și cum am lucrat un ochi de lanț, voi urma cu celelalte 3, 3, firul pe croșet, după care voi intra în corespondența spațiului din nou pentru a face următoarele 3 piciorușe duble. 2 și cel de-al treilea. Am închis totul, piciorușul scurt. Voi trece în următorul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț și voi face 1, 2, cel de-al treilea picioruș dublu. Trag un pic firul. Din nou, prind lucrarea mea, să vedem să fim exact corecte, așa, în felul acesta. Să fie pe față, trebuie să fim atente la început. Și voi intra cu croșetul între piciorușele 3 și 4. Voi extrage firul, voi închide în felul acesta, ca și cum aș face un picioruș scurt, și voi continua cu celelalte trei piciorușe duble. 1, 2, cel de-al treilea, picioruș dublu. Am încheiat acest raport. Voi face piciorușul scurt. Voi intra din nou în următorul spațiu și voi lucra trei ochiuri, trei piciorușe duble, scuzați. 2, 3. M-am înfierbântat tot lucrând aici, alături de dumneavoastră. Voi scoate un pic firul, mă voi deplasa către următorul segment de aici, voi intra în corespondența locului dintre piciorușele 3 și 4, 1, 2, 3.
Apoi extrage firul. Închidem felul acesta. Voi continua cu 3 piciorușe duble. 1. 2. Cel de-al treilea. Piciorușul scurt. Cu acesta v-ați învățat deja până acum. Firul pe coroșet, voi intra în următorul spațiu format din cele 3 ochiuri de lanț și voi face din nou 3 piciorușe duble. Ochiuri de lanț, 2, 3, 4. Ne vom întoarce la această urechiușă, la cea de-a doua. Vom intra în cel de-al patrulea ochi de lanț. Vom extrage acest fir. Care acum nu vrea să iasă, însă trebuie să avem un pic de răbdare. Voi lucra ca și cum am făcut un ochi de lanț. Voi continua cu alte 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet și voi lucra în corespondența aceluiași spațiu următoarele 3 piciorușe duble. 2, cel de-al treilea, picioruș dublu, piciorușul scurt. În felul acesta, uitați-vă, am unit cele două părți. La început vi se poate părea un pic complicat, însă să știți că nu este complicat deloc. Voi continua lucrând în corespondența a două dintre aceste dintre următoarele spații formate din cele 3 ochiuri de lanț, câte 6 piciorușe duble. Acestea deja știm să le lucrăm împreună, deci 6 piciorușe duble, un picioruș scurt, urmat de alte 6 piciorușe duble, iar noi apoi ne vom întâlni pentru a finaliza rozeta. Am lucrat cele două grupuri de câte 6 piciorușe duble cu picioruș scurt între ele. Piciorușul scurt, voi intra din nou în spațiul format din cele 3 ochiuri de lanț, voi face 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, cele 7 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acum vă explic modul în care se pot uni două dintre aceste părți ale lucrării. Apoi vom continua și cu alte tutoriale scurte, deci aici fac cele 3 piciorușe duble. Voi continua cu alte tutoriale scurte în care vom continua să învățăm. Și acum, din nou, în următoarele două spații, voi face cele 6 piciorușe duble cu un picioruș scurt. Avem 3, 4, 5. Cel de-al șaselea, nu știu cum este timpul la dumneavoastră, la mine plouă, o zi este prea călduroasă, o zi plouă, am făcut piciorușul scurt, acum voi face următoarele 6 piciorușe duble, în următorul spațiu, 1, 2, 3,
4, 5, 6, piciorușul scurt și aici din nou vom face ultima urechiușă în corespondența spațiului următor. Deci voi intra și voi face primele 3 piciorușe duble. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 ochiuri de lanț, firul pe croșet. Voi intra și voi continua cu celelalte 3 piciorușe duble. 2, 3, piciorușul scurt, ultimul grup acum de 6 piciorușe duble pentru a finaliza și această lucrare de astăzi. 3, 4, 5, cel de-al șaselea, picioruș dublu, pe mijloc vom face piciorușul scurt și vom închide întreaga lucrare cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Vom tăia firul, vom scurta, iar apoi capătul îl vom ascunde dedesubt. În felul acesta, cu acest tip de pătrățel, noi putem să realizăm foarte multe lucruri. Putem face bluzițe, pentru că apoi vă voi arăta și modul în care putem să înaintăm. Bine, în lungime deja ați văzut modul în care se aplică, însă voi explica apoi și modul în care putem crește în înălțime. Spuneam, putem realiza bluzițe, putem realiza genți, putem realiza pleduri, de ce nu, așa, pentru acoperit picioarele. Putem realiza coverturi, putem realiza bordul unui coșuleț. De exemplu, eu la începuturile mele, uitați-vă, am lucrat așa ceva și am aplicat aceste rozete pe care apoi le-am unit între ele. Deci, în foarte, foarte multe moduri se pot folosi aceste pătrățele. De aceea întotdeauna eu spun că este nevoie să lăsăm imaginația să se joace un pic. În momentul în care avem o idee fixă despre ceea ce dorim să realizăm, avem un ajutor în mine, în altă persoană pe care o urmăriți, atunci, punând împreună toate noțiunile și toate informațiile, reușim singure să creăm anumite lucruri. Chiar și pentru cultucașe, de ce nu? Pentru a acoperi un cultucaș. Se pot folosi în foarte, foarte multe tipuri de lucrări. Eu atât am vrut să vă arăt astăzi, voi încerca să încarc pe internet. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru comentariile frumoase. Valentina, te îmbrățișez, îți mulțumesc foarte mult, precum și domnilor atât de drăguți, care aproape sunt tentați să învețe să croșeteze și ei. Joie, mulțumesc foarte mult pentru reclamă. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și ne întâlnim mâine cu un nou scurt tutorial pentru doamnele începătoare. Mâine cu lecția numărul 3 ne întâlnim. La revedere!